voucherele de vacanță sunt prevăzute de lege ca obligativitate, nu spune că avem posibilitatea în funcție de buget să le dăm sau nu. Așa cum legea prevede obligativitatea să le dăm, ele sunt prinse în bugetul pe care l-am aprobat la începutul lunii februarie. N-am o sumă estimativă acum pe din afară, numărul de salariați, ori conform legii este vorba despre un salariu minim pe economie în vouchere de vacanță. Cam în ce lună încep să? Trebuie să le dăm până în luna mai, până la finalul lunii mai. Deci în martie să înceapă, ca să fie, poate fi. Noi am demarat procedura de achiziționare a voucherilor, pentru că nu se vor da bani, se vor da gen tichetele de bonuri de masă, vor fi tipărite și, din câte știu eu, se pot folosi doar în interiorul țării.